Acum filmăm domnul Crăciunescu femela numărul 4, da? O femelă tardivă din 2013, foarte, foarte, Sigur, foarte este frumoasă. Despre ce e vorba? o femelă de Leo Hermans cu seria 424004. Reproducător la domnul doctor Stănescu. Corect. Deci tot la București este Da. reprodusă. Ea vine dintr-un pedigreu foarte tare. Nu știm ce va reproduce, dar pentru că nu are niciun fol schimbat. De-abia a reușit și a ouat acum. Da. Vine pe linia lui Deian și este nepoata direct a lui Denas. Iar mama ei, o să prezentăm și pedigreile, Sigur. este Jansen August. Porumbei care au fost în Olimpiadă și se poate vedea în pedigreu. Mai mult nu am ce să spun, pentru că e foarte tânăr. Deci să înțelegem că mama acestei puici a fost achiziționată direct de către domnul doctor Doctor Sorin Stănescu din Stănescu, direct de Olimpiadă. la Jansen August. Da, și din Olimpiadă, da. Da. Într-adevăr, o puică tânără, chiar dacă nu a năpârlit nicio pană până acum, se prezintă foarte bine din punct de vedere fizic. Are pornire, să-i spunem așa. Promite mult, nu? Așa este. Care au fost criteriile pentru care ați ales-o, domnul doctor, să formeze pereche cu actorul mascul? Păi, după cum observați și în porumbeii Leo Hermans, Așa. și porumbeii Leo Hermans au ceva la bază, ca și porumbeii Charlekens. Și aici verificați în pedigree și o să ajungeți la varianta Gustiansă. Da. Și cu asta am spus tot. Deci ați vrut să vă întâlniți practic în același pom, la Gustiansă. Exact, Da. da. Un prieten columbofil de al dumneavoastră, știu, dacă nu greșesc, Da? în momentul în care a pus mâna pe această femelă, a prognozat că la un moment dat, când se va maturiza și va ajunge în plenitudinea forțelor ei fizice, o va depăși din punct de vedere reproductiv pe actuala campionă 085. Ce părere aveți? Mi-aș dori, deocamdată cealaltă E numărul e numărul unu, acum? da. Dar știți cum e, totul se schimbă. Totul e posibil, da. Totul e posibil. Și mai e și un dicton adevărat. Orice armăsar ajunge globă. Așa e, așa e. Mai devreme sau mai Da. târziu, da. Într-adevăr, o pereche care se compensează foarte mult din punct de vedere fizic. Și cred că ați avut o gândire și o mână bună când i-a spus la pereche în această formulă. Încercăm. Vom veni la toamnă la dumneavoastră dacă ne veți mai face invitația să vedem cum vor arăta produsii din această. Cu mare plăcere mi-aș dori să îi arăt pe cei care zboară din ea. Da. Pentru că sunt sigur că puii ei vor să fie mai frumoși decât ea în vara aceasta. Da. Probabil că ea, după năpădirea a doua, a treia, se va schimba total. Într-adevăr. Foarte, foarte mică, da.